Hai întâi să zicem să ne ajute Domnul pentru asta și după aia să zicem am făcut un transfer pentru campionat și pentru grupele Ligii Campionilor, care este Manea. Să spunem lucruri care nu se știu și care au fost minciuni, că prima dată se reglă minciunile. Mă iertați, că doar trebuie să știe publicul, adevărul. Nu are 30.000 pe urmă, semnează contractul acum, are 200.000 și 150.000 plătește clubul celălalt. E pe un an de zile împrumut, are o clauză nu de 2 milioane jumate, de 2 milioane, că eu așa am vrut, pentru că nu l-am luat ca CFR-ul sau... Hai să-l iau să mă ajute un an și să plec. N-am nevoie să mă ajute un an. El l-am luat ca eu să fac bani. Cred în el, are 22 de ani și am zis vreau o clauză măcar de 2 milioane. De ce? Că el să confirme peste un an, să plătesc clauza 2 milioane, că mai are încă un contract de 4 ani. Deci pe 5 ani. Și după aia eu să-l vând. Că eu nu-l iau, eu îl iau să fac bani. Îl plătesc 2 și iau 8. Poate 10. Depinde cine le ia. Nu? Eu de-aia l-am luat. Că nu l-am luat așa de împrumut. Bun. Deci am reglat ce s-a mințit. 200.000 pe an, plătește clubul diferența de 150 ca avea, are clauză de 2 milioane în 2 milioane jumate. Contract pe un an plus încă 4. Bun. Vă mai spun altele lucruri. Ce am văzut? Ca să reglăm lucrurile care s-au întâmplat acum în ultima vreme în presă, cu nu știu ce, cu că o să întrebați, contra. Bă, în primul rând eu am fost întrebat și am dat un răspuns, mi-am spus părerea. Ei, nu vreau nici să, că nu mai îmi place să mă cer cu lumea. A fost o refulare din suflet pentru că am niște jucători, unul, nu o spun pe ceilalți, n-am treabă cu ceilalți, nu mai spun de Coman. Păi eu am ofertă de Coman de 8 milioane, azi, ce jucător de la echipa națională care i-a convocat, el face vreo milioane. Nu l-am dat. Și omul mi-a spus așa, domnul Becali, la ora asta, peste 10 milioane Coman nu trece. Dumneata vrei 15. Acum vreau 15. Dacă joacă la echipa națională măcar un singur meci, să-l vedem, și normal că te ataci. Păi dacă ai un jucător care e cel mai bun din România la ora asta, că nu e altul ca Coman la ora asta. Părerea mea, nu știu. Care poate să-ți rezolve un meci. Căci Coman poate să rezolve un meci. El poate să o ia, să dribleze, dă un pas de gol, să-ți dea gol. N-ai pe altul care să rezolve. Nu e niciun, de fapt, la ora asta care să rezolve meciul ca Coman. Și nu-l iei. Asta a fost durerea mea și am spus-o public. El după aia, dacă vrea el să ironizeze, nu-i stă bine, că am o vârstă, în primul rând, e diferență mare de vârstă. Să ironizeze el ca antrenor, că nu știu ce, păi atunci ai spune eu. Păi băi, intru un selecționer și pun un alt antrenor. Și fac mai multe rezultate ca el. Că până la urmă ce a făcut rezultate el? Că s-a văzut la mine. La mine s-a văzut. Chelsea, bătăi, cu tare, cu eficient, cu EFA. S-a văzut. Eu nu sunt antrenor în primul rând. Dar el ironii. Plus de asta, după aia și Mirel Rădoi, care e fiul meu. Bă, să mă ierte că n-a avut rezultate la FCSB, că n-am ce să-i fac. El are un of, că nu are... Și, domne, vezi, doamne, că Becali... Dar care-i problema lor? Nu înțeleg. Hai că jurnaliștii, presa, asta e. Bă, așa e presa. Bă, dar tu, fiind... Hai că contra, înțeleg. Bă, zice el că l-am atacat. Nu l-am atacat cu nimic. M-a durut că nu l-a luat pe Coman. Dar Mirel Rădoi nu-l înțeleg. Ce vrea el? E fiul meu. Ce are el? Dom'le, nu se schimbă, dar ce ar trebui să mă schimbe Mirel? El e un copil până la în față de mine. Eu l-aș putea să-l avea ca fiu. Mă schimbă el pe mine? Sau vreți voi să mă schimbați? Nu puteți, mă, tată, să mă schimbați voi pe mine. Și de ce nu puteți să mă schimbați voi? Pentru că eu v-am dat vouă și nu mie. Nu voi mie. Eu v-am dat ce v-am dat. Țări frumoase. Banii mei, munca mea, emoțiile mele, vi le-am dat vouă ca să faceți voi rating, ca să vă placă vouă. Le-am dat vouă. Și cu siguranță o să vă mai dau.
De ce va fi? Chipciu nu cred că e vocea lui, cred că e vocea altuia. Chipciu nu făcea așa ceva. Bârfește cu cineva, probabil. Înțelegi? Iar ce va fi la FCSB? Stai mă, că nu e... Ce avem de așteptat 7 ani? Septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Când se întrerupe? Nu? În decembrie, nu? Hai mă, să așteptăm în decembrie, mă, tată, mă, să vedem ce se întâmplă atunci, mă. Hai că mai e puțin. O să vedem unde e FCSB și o să vedem ce se întâmplă și cu Nenea Contra. O să vedem și cu echipa națională și o să vedem și FCSB unde este în decembrie. Da? Septembrie, octombrie, noiembrie, 4 luni. Hai mă să vedem. De ce ați sărit ca unii repede? Hop, hop, hop. Ce ați sărit? V-a umplit Dumnezeu mințile de răutate? Păi boala a fost controlată, eșecul. De ce? Ne-am asumat copiii de 16 ani pe teren. Păi stai puțin, că noi am câștigat cu Viitorul și am câștigat așa de negrepiza a doua, adică să mă iertă, dar cum și-o lau de el echipa lui, trebuie să o lau și eu pe a mea. Nu vreau să-l supăr. Că nu vreau să mă ceași cu Gica acum. Dar repriza a doua era 2-1 pentru noi și juca Miuța, curtea școlii. Înțelegi? Bun, dar de fapt Gica și-a dat seama. Că a și spus, domne, credeam că suntem. Meciul ăsta e relevant, credeam că nu știu ce, dar nu o să avem de suferit iar. L-a spus-o el. Bine, o să vedeți, nu mai am mult, mai 2 săptămâni. O să vedeți cu Craiova. O să vedem, poate iar curtea școlii. O să vedem mai mult, mai avem și cu CFR. Nu e nici mare făcut, nici Moruțan, nici Pintilin 100%, nici Noire. Țineți minte ce vă zic. Pentru că le-au umbrit de răutate mințile și mai avem și pe altul acum. Care iar e războinic. O să vedem. Bun, acum v-am spus datele contractului. El, băiatul, le-a semnat pe mail, acum le va semna, că trebuie și astea în original, ca să le pună și în original la ligă, că le-a semnat pe mail. Da? Acum asta este situația. Să semneze băiatul, să vă spună și el ce are de spus, ce vrea să vă spună. O să întrebați și voi ce aveți voi de întrebat. Numai un singur lucru vă spun totuși. V-aș ruga ăștia de la Digi. Bă, vorbiți de ăla, că ăla, că obraznic, că nu-i lipsă de respect. Bă, dacă să pui acolo pe crol FC, Stan și Bran, nu-i frumos. De ce faceți așa? De ce sunteți așa de obraznici? Până unde aveți mizeria voastră și obraznicia voastră? Stai că să vină în direct ca să vă mai zic încă o dată asta, da? Că văd că a spus... Ce? E publicitate? O să vă dau eu și la publicitate. Stai, văd dacă îți văd Export X-ul, dacă dă în direct, ca să le spun lor de mizerile care le faceți voi la Digi, da? Ia uite. Narcis Răducan în loc să dea, da? Da, tată. Asta că vă dau acum în direct la Digi vouă ce mizerie ați făcut, să vi le bag vouă în direct și mizerile ce ați băgat. Înțelegi? Deci asta e, mă, copii. Fiți cum ești copii, deci voi adică voi sunteți copii, ei las copii, din spatele vostru nu sunt cu minte. Nici Contra copil nu-i cu minte, nici copil Mirel nu-i cu minte. Da. Mă, copii, stai, mă, copii, liniștiți, mă, are tata grijă. O să vedem, stai să intrăm în direct acum. Mai intrăm în direct. Cred că da, trebuie să singurul cu minte sunt eu. Păi stai ca să le zic copiii în direct. Hai bă, că în direct nu-l băgați pe băiat. Da, dar e publicitate. Bine mă, așteptăm publicitate, noi numai în direct discutăm. Că după aia voi tăiați, puneți ce vă place vouă. Când vă zic de copii, nu o să vă placă de copii. Că voi ziceți, nu sunteți copii. Dar sunteți mai copii decât copii. Dar credeți, Andrei, că interesează pe cineva de asta? Ce? Interesează tot ce face asta echipă și așa. Păi vezi, stai mă, septembrie, patru luni, ne așteaptă mă, tată, că vine acum, o să vedem, poate jucăm ca în curtea școlii la Craiova aia. Antrenorul vrea să antreneze. Hă? Antrenorul vrea să antreneze. Nu, că nu știu antrenorul. Nu. Păi asta așa la conferința lui Bogdan? Nu, aia, nu mie, nu treabă. Nu mă bagă. El
pițuri, că ia antrenor, să fac, omul e specialist, nu zice nimeni nimic, o să vedem, nu? Mai specialist ca Hagi, antrenor, nu e niciunul în România. Dar ai văzut? Ce s-a întâmplat? Trebuie să ai și marfă. Bun. Acum hai să vă mai spun câteva lucruri. Deci, mă, copii, mă, stați, mă, liniștiți, că are tata grijă, mă. Voi degeaba l-atacați, voi, pe tata. Mă, copilași, fiți, mă, cu mizmă. Că o să se rezolve. Decembrie, rezolvăm, copii. Nu mai fiți atât de nervoși, de supărați, pe tătic. Da, copilași? Bun. Acum, hai să vi-l dau pe Manea să vă spună și el câteva cuvinte, copii, ca să vă calmați, să nu mai aveți atâta răutate pe tăticul vostru. Hai. Bună ziua. Sunt foarte bucuros că am semnat la Steaua. A fost dorința mea. Am avut vreo 2-3 oferte din Italia, dar nu au fost pe placul meu, pentru că vreau să mă iau să mă împrumute și nu mai vreau să fiu în situația aceea. Sunt bucuros că am ajuns aici și că am o opțiune cu care Steaua poate să mă cumpere. Vreau să joc cât mai bine și să duc echipa asta unde e locul, adică pe primul loc. Sper să ne calificăm și în cupele europene și de ce nu să luăm și cupa. Este singurul trofeu din România care îmi lipsește mie și chiar vreau să-l iau. Cristian, mi-a avut și alte oferte, spune, din Italia și cu și echipe din România sau care noi doi, și Căreu și mai ce? Nu știu, eu și am auzit. De ce totuși ai să multă lumea a fost un pic surprins de alegere? Pentru că domnul Becali a vrut 100% să mă ia. Ceilalți nu au fost 100% convinți să mă ia. Cei din România mă refer. Și eu mereu merg cu sufletul unde sunt dorit. Să înțelegem că ai venit să activezi și clauza. Da, cum să nu. Asta îmi doresc. Pentru că eu știu că echipa care mă va cumpăra va face profit după mine. Pentru că voi munci zi de zi ca să demonstrez că merit să joc și așa patronul la rândul său va lua bani înapoi de mine. Cei care i-a investit. Ți-a fost greu în perioada asta de așteptare după turneul final să... Da, mi-a fost greu, dar m-am antrenat, am avut un preparator fizic, m-am făcut antrenament, am fost la sală și de-abia așteptam să semnez cu o echipă, că altfel este când te antrenezi cu o echipă. Sunt bucuros că am ajuns aici și din alt motiv, pentru că am fost coleg cu foarte mulți jucători la Academie și știu și pe restul. Când te revede la Național? Eu zic că selecția următoare. De data aceasta am vorbit cu toată lumea de acolo, am ținut legătura, nu m-au luat pentru că nu am avut echipă, dar asta este, nu am ce să fac, nu a fost vina mea, ei sunt conștienți, dar voi munci și sper ca meciul următor să intru iar. România-Spania, care a fi un rezultat? Este un meci foarte dificil, dar eu zic că trebuie să stăm bine în teren și vom avea șansa noastră. Poate prindem o zi bună. De ce nu? Apropo de transferuri, știu că l-ați cedat deja pe Roman. Da. La Botoșani. Da. Roman l-am cedat împrumut un an de zile mai avea și l-am împrumutat un an de zile la Botoșani. Restul jucătorilor sunt unii care în iarnă, în decembrie, le expiră, adică contractul, alții în vară. În vară, de exemplu, o să fie 8 jucători care nu or să mai fie. În vară. În iarnă, acum, vor să fie 1, 2, vreo 3. Care nu vor să fie în iarnă. Ați negociat cu Craiova pentru Planici? Cum? Cu Craiova pentru Planici? Și n-am înțeles bine. Dacă ați negociat cu Craiova pentru a ceda pe Planici? Craiova, Planici. Bine, altă întrebare. La întrebări de astea nu răspund, că n-am, că rămân mut. Planici la Craiova, să negocieze Craiova cu mine pentru Planici. Păi vreunul vreodată vreau poate să ia jucători vreodată de la mine, ca eu îl vreau. Poate să-l ia cineva? A,
Oasea un jucător, nu-l vreau eu. Craiova, CFR, cine vrea. Dar de la Becali vreodată ia cineva un jucător care îmi place mie? Poate să le ia cineva vreodată? Iau eu de la ei, poate să ia de la mine? Hai că mă mândrez după aia și am ghinioane cu Craiova peste două săptămâni. Pașcanu ce s-a întâmplat? Băi, Pașcanu, da. Pașcanu, vă spun, s-a întâmplat cu Pașcanu. Am negociat, am făcut toată negocierea club-club, am negociat și cu băiatul, a zis că vrea 15.000 pe lună, cu tare totul în regulă. După care, băiatul a spus, a fost omul meu în Anglia, totul a rezolvat. Dom'le, că stai să vezi că mai se sfătuiește și cu alte persoane. Eu cam persoana, cam știu cine l-a sfătuit. Dar nu vreau să spun, că țin la persoana aia mult. Dar persoana aia are ce are cu mine, dar tot nu o să mă supăr pe persoana aia, niciodată în viață. Dar știu la cine l-a detrunat, l-a derutat și l-a trimis pe altă pistă. Adică așa cred, că a spus, în cine avea el cel mai mare încredere, Pașcan? Cine i-a făcut lui cel mai mult bine? Cu cine se consulta el din România? Cu Dar eu nu mă supăr pe el, niciodată. N-am văzut și cu el. Dom'le, pasă înapoi. Cum mă, pasă înapoi că vine nașul tău? Dacă vine la un jucător la nașul tău, tu spui că îi pasă înapoi? Tu ce fel de film tu ești? La mine, eu nu mă supăr pe Mirel niciodată. El poate să spună toate ce-o vrea obrăzniciile lui. Pe Mirel e singura, nu mă răspund, niciodată nu mă supăr. Că el o să-și revină, el e fiul rătăcitor, o să-și revină el la un moment dat. Știi când o să-și revină? Când o să vadă, când o să vadă acum decembrie, când o să vadă la anul campioană Liga Campionilor FCSB în grupe, când o să vadă el că acolo pe la ce să faci? Cu 21, 19, ce să faci acolo? Bă, trebuie să antrenezi zi de zi. Ce să faci? Echipă națională? N-ai mergi. A, la echipă națională m-ar mai merge. Și după aia o să vezi când o să zic, băi, filmul, oi, n-aș supăra pe tine. Vino, tata, și că nu o poți să faci. Trebuie să ai calitate marfă ca să poți să faci. Păi ce se poate să facă alții fără... Eu aduc jucători. Eu jucători, eu or să facă ce o să facă. Antrenori la mine, de vorbe la modul general, că tot s-a vorbit, că nu știu ce. Bă, la mine niciodată un antrenor care înjură jucătorii, nu zic de arbitru, ca să nu se interpreteze. Că unii vor să ia campionatul cu japca. Înțelegi? Nu, dar nu vreau să dau numele. Dar bă, dar antrenor la mine, chiar dacă îmi spune un băie, câștig cupa campionilor cu ăsta antrenor, dar înjură jucătorii. La mine nu calc. La mine în familie, că e familia alergită când vii la FCSB. O singură înjurătură la RD Urșchiara. Mie nu mi-njur jucătorii. Că jucătorii nu vine la mine manea, eu acum am văzut ca un copil l-am primit. Și vreau să facă treabă. Și a zis băiatul, muncesc. Pe când băiatul ăsta zice, domnule, vin să muncesc, muncesc, muncesc. Și vine unul că îl înjură, păi dar cum să-l mai primesc eu pe el? Deci eu niciodată la mine un antrenor care înjură, n-ar ce căuta. Chiar dacă și cu cupa campionului. Respect. Da? Bun. Altceva zic. Despre Sergiu Bușa. Deci aia cred că l-a deprunat, l-a debutat Mirel. Cred, nu știu. Că el spunea că, domne, se consultă cu cineva. Eu de gata, bă, rezolvasem tot. I-am și negociat contractul CFR-ului. I-am făcut un bine. 300.000, acum și încă 300 într-un an. Era ieftin. Sergiu Buș, cum a fost acolo? Sergiu Buș, am întrebat că ne trebuie un atacant și nu mai e, că s-a terminat transferurile, nu? Ce? Cum s-a arătat acest transfer? Păi dar nu, ieri m-am gândit la el. El am vrut să-l iau. Și am zis că dau și eu 300, ei că rucă 500. Nu, prin intermediar am vorbit. Că au avut 300 și nu l-au... Și gata, la revedere, nu? Adică aveam nevoie de un atacant. A, de ce sunt atacant? Am auzit ceva valetă și ce de la Siriu. Da, i-am spus dacă vrea să vină în probe. Eu nu mai iau jucători, mă, că acum, uite, am 15 ani de management sportiv și m-am deșteptat acum, pe final. Păi, tu vrei să vii la Steaua? Da. Bine, tată, ia semnează tu aici un contract cu un an și încă unul pe patru.
Dacă tu un an faci treabă, bine, dacă nu, ea pleacă la revedere. Da? Păi ce să iau eu pe 4 ani, pe 5 ani? Nu, tată, ea semnează aici și încă unul de reziliere în alb. Și dau, ai jucat după 6 luni, nu-mi place de tine? Ia la revedere, ia-ți și banii și du-te, tată. Așa fac de acum încolo. Da? Uite, un an a semnat. Ce crezi, că nu deam 2 milioane? Deam. Dar stai puțin să văd. Un an de și pop, tată, poți un ban, 2 milioane, 22 de ani. Deam. Dar nu mai fac eu așa ceva. Semnez pe 4 ani, pe ăla stan, da, domne, cu tare. Și 4 ani, dai, dai bani. Nu, tată, ia, vrei să vii, da. Ia semnează tu aici pe 3 ani, dar mai semnează și unul de reziliere, că te reziliez când vreau eu. Așa fac eu. Dacă vrei, la steaua. Ce? Că tu ești impresar și nu vrei tu așa? Așa o să fac eu. Păi ce fac? Țin steaua încurcată cu jucători care nu poate să joace? M-am deșteptat acum, după 15 ani. Management sportiv. Da? Altceva. Băi, copii, ziceți. Cât timp voi vorbiți între voi jucătorii tineri în sensul ăsta, ca genul pe care, că dă-l undeva, că mă critică patronul, că eu știu, e presiune mare? Eu, unul, vă spun sincer, n-am vorbit cu nimeni niciodată despre lucrurile astea. Eu am simțit singur ce trebuie să fac și eu am ales. Așa cred că trebuie să fie toată lumea. Nu trebuie să asculți în stânga și în dreapta ce spune lumea. Dacă tu ești 100% convins să mergi undeva, eu zic că iese și bine. Păi și în primul rând a văzut omul lot, că el știe, Mergea Gigi, știu, de, au crescut toți, de la copii, cu aia care sunt, de la viitorul. Și în primul rând, în al doilea rând, mai întreabă și ei cu bănuțul. Bă, cum se ia bănuțul? Bă, bănuțul se ia, pac, cum vine una? Pac, bănuțul la becare, nu există bănuțul, că stai puțin, că nu ți-i dau. S-a interesat? La becare a auzit vreodată că bănuțul nu se dă sau e păcălit? Nu există la becare păcălit bănuțul. Și oamenii vin. Se dă bănuți. Corectitudine și dreptate. Și acum știi ce mă rog? Eu zic, Doamne Iisuse Hristoase, fă dreptate și cu finul, și cu contra, și cu toți care fac ceea ce fac. Să facă Domnul dreptate până în decembrie. Asta cer, uite, lui Iisus Hristos îi cer să facă dreptate cu toți. Și cu Digi, cu toate atacurile, să, dacă sunt eu vinovat, eu să plătesc. Dacă nu sunt eu vinovat, să dea Domnul să plătească exact așa cum trebuie. Lor niciun rău. Pentru că le ajunge rău când o să vadă în decembrie FCS pe locul întâi, le ajunge. Oricum o să-i doare ficatul. O să se îmbolnăvească ficatul și inima și rinichii. Păi dai seama, fără ficat, inima și rinichii. Mai ales pe la Digi, că nu-i spun numele, unul care îl știu eu. Înțelegi? Îți dai seama. Mă, copii, mă, stați, mă, cu minți, că nu vor cai când vor câini, mă, copii, mă. Mă, copii, Naum, băi, Naum, mă, copii, mă, nu vor cai când vor câini, mă. Acum îți dai seama și în direct, mai de capul lui ciocă. Dar comuniți străși, țineți pentru România, cu Spania? Ce? Da, îi țin, ca să le dea cu terenul în cap, ca să se învețe minte contra. Hai să spun unul, glumesc. Nu pot să-i țin pumnii pentru că n-am niciun jucător acolo. Dar sunt în două sentimente. Unul, am împotriva lui Contra și doi, am în favoarea mea, nu cu echipei naționale. Nu, tată, eu vreau pentru mine. Ce vreau eu pentru mine? Ca să se califice, că până la urmă o să-l oblige Coman. Câștig bani eu dacă ne calificăm. Și omul câteodată are și nebunie. Și din răutate poate să fie și împotriva lui. Adică pot să am și un sentiment de răutate împotriva lui. Pentru toate mizerile care le face. Și că nu face dreptatea. Și nu le-a pe Coman. Și pentru Coman e posibil să nu vreau. Știu eu atunci când o să văd meciul. Din cauza lui Coman. Eu simt prea mult la Coman. Și suferă băiatul. S-a terminat perioada de transferuri și așa la o privire atentă. CFR-ul, Craiova, Astra, Viitorul, sunt echipe ce, iată, sunt puternice. Pare mai greu ca niciodată lupta asta la titlul anul ăsta?
În decembrie o să fie cea mai ușoară luptă. De ce? O să fie prea mare diferență de valoare. Da? O să vedeți. Bă, copii, voi o să vedeți, țineți minte. Panțărul și Oaidă. Țineți minte numele astea două. Oaidă și Panțărul. Ține, pe ăștia știți. Pă, și pe Comănă știți, și pe Mană știți, și pe Manea știți. Bă, dar țineți minte acum ce vă spun eu. Panțărul și Oaidă. Astea două nume să le țineți minte. Să vedem dacă mă pricep la fotbal sau nu. Da? Și dacă mă pricep, vedem în decembrie. Dacă mă pricep eu. Dar după aia și voi jos cu pălăria, Naum. Naum, jos cu pălăria s-o dea. Vă s-o dea, nu? Bă, copii, să dați cu pălăria jos. Hai, Domnul, să ne ajute. Gata.